Bine ați venit la Techstar Autocross Challenge, un nou episod, un nou invitat. Înainte să vă prezint pe cine avem astăzi, nici nu vă trece prin cap. Le mulțumesc partenerilor care sunt Techstar, OMV, Motul, TCM Tuning și, nu în ultimul rând, Luca Customs. Fără ei nu puteam să avem această competiție, nu puteam să avem invitați, nu puteam să facem lucrurile amuzante pentru voi. Așa că am să-l invit în scenă pe Radu Motorbike, pe numele lui de familie. Publicitate. Dacă vrei să-ți achiziționezi o mașină second hand și vrei să fii sigur de achiziția ta, intră și tu pe site-ul www.carvertical.com să verifici dacă mașina ta a avut daune înainte de vânzare. Atât de simplu. Te salut și îți mulțumesc că ai venit. Mulțumesc de invitație. El este motociclist. El este motociclist, face, să-i zic, vlog? Vlog, da. Vlog. Motovlog. 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 Face motovlog. Nu e daily, dar face motovlog, merge la curse, a mers în Moto RC, nu știu dacă mai merge acum. Încercăm. Încercăm și anul ăsta, ok. E etapa acum în weekend. Știu. Te dai? Încerc să ajung. Ok, bun. Nici el n-a știut formatul emisiunii, cum niciunul din invitați nu l-au știut. A venit cu ce a venit? Motocicleta. Motocicleta. Asta este motocicleta ta cu care mergi zi de zi? Ce motocicletă e? E un Hornet 2006, okay. 2011 de fapt, cealaltă era 2006. Mai mult decât suficient pentru mine și face treaba. Asta e daily-ul. Absolut. E daily-ul. Bun, deci cu asta a venit, asta avem. Noi avem aici un Golf 3, nu știu cum ești tu cu mașinile. Ai permis? N-ai permis de mașină, nu? E tare asta, a spus că e tare. Așa, știi să conduci? Ești. Motoare. Ok, motoare. Da, asta. Îi pune în ghidon dacă vrei. Dacă merge, da. Bun. Deci avem un Golf 3 GTI, 2 litri, 110 cai, au mai rămas 90, că am dus-o la dyno. Avem suspensie, avem anvelope speciale de macadam, scaune, centuri, roll cage, ca să fim în siguranță orice s-ar întâmpla. Uh-huh. Și încercăm să scoatem un timp bun. Ca să scoatem un timp bun, avem două ture de încălzire, de recunoașterea traseului, să vezi unde sunt jaloanele, pentru că jaloanele, dacă le dărâmăm, avem o penalizare de 5 secunde. Deci, noi luând un timp total de 4 tururi, bine ar fi să nu dărâm, bine ar fi să mergi calculat, să mergi cursiv. Să terminăm. Să terminăm, da, ca să câștigi în primul și în primul rând trebuie să terminăm. După care să vedem și cât de repede. Eu termin repede. Bun, hai să ne echipăm, să intrăm în mașina asta, poți să o tai, Mariuse, că nu, las-o, nu e nicio problemă. Sunt căsătorii, vorbeam și doi copii, nu mai caută nimeni. Hai să ne echipăm și vedem după aia. Nu merge să-mi întorc capul. Cum? Păi cât vrei să-l întorci? E suficient. Nu ne uităm pe stradă la oameni, la chestii, nu ne uităm. Pui contactul, calci ambreiajul. Care e? Ăla din stânga. Dă-i de buton ca să trăiești senzații. Mașinilor de curse. Păi da? La ce facem aici? Îi dau? Da. De aici, ăsta e startul. Mergi, încearcă să mergi mai ușor. Acum că e turul de recunoaștere, înțelegi? Te concentrezi doar la accelerație și frână și direcție. Atinge pe undeva sau poți să-i dau? Nu. Cum? Atinge pe undeva sau poți să mă urc pe undeva? Mașina nu atinge pe nicăieri. Aha. Nu e o problemă. Doar acolo în capăt ai două sărituri. Iar dacă venim foarte tare în ele, nu o să mai poți să iei viraj. Oare motorul dacă îi dau direct cu frână? Ar trebui, așa-i? Dacă pui frână brusc și mult, e posibil să moară. Dacă doar calci frână, nu. Nu trebuie să calci ambreiajul. Văzusem asta într-un film cu călcatul de frână ăștia. Da, așa se face, ca să o ții tot timpul în ture, când schimbi treptele, asta când faci inferioare. Azi. Dar nu e cazul la noi. Nu e cazul la noi, ține-te. Pentru 5, 4, 3, 2, 1, start! Printre jaloane, mare grijă la ele, da? Ăsta-i mersul, dacă îl facem așa cursiv, e țiplă. Ce recomand pentru A1? O, da, Golf 3. Golf 3 pentru A1? Am avut Golf 3, avea taică un Golf 3. Ok, bun. Dar nu era atât de puternic. Ai grijă, cu iarba mergi pe pământ. Ce planuri ai pe viitor în legătură cu Moto RC? O să mă dau și să câștig. Ok.
Te vedem la start în weekend. Ne vedem absolut, suntem acolo. Bun. Ok. Te gândești vreodată să începi să faci videoclipuri și pe patru roți? Da, azi. În rest o țin pe două. Ține așa mai mult interior, mai mult interior. Gaz aici. Gaz aici, am intrat în turul 2. Cine e băiatul ăsta, mă, care întreabă aici? Ai luat un jalon, avem 5 secunde de penalizare. N-are nimic, e experiență, nu contează. Te întreabă cineva dacă ai făcut sex pe motocicletă. Nu pot să răspund la această întrebare sub orice dar. O să nu răspund la întrebare, nu ești obligat, Doamne ferește. Deci? Nu răspund. Nu pot să răspund sub concentrat, nu! Bun. Care dintre motocicletele pe care le-ai deținut ți-a plăcut cel mai mult și de ce? Hornetul de 2006, carburație, multă putere. Multă putere pe carburație, dar eu aveam un prieten care avea o motocicletă pe carburație, eu aveam injecție. Și când ieșeam de fiecare dată să ne plimbăm, el nu știa dacă merge cu noi sau nu. Da. Așa e cu astea pe carburație? Așa este. Bun, suntem în turul 2, cred. Grijă la jaloane. Nu erau nici cu mașina, să știi, a? Mă încălzesc mai greu, dar merge. Merge și cu mașina. Așa, vreau să mă ia aici, frână pe drept, așa, carusel. Poți să accelerezi, invers acum. Așa, poți să accelerezi. Nu știu că asta e. Plană. Asta e plană. Ieșim de aici în șicană. Aici la șicană frânez pe drept. Tare. Așa. Gata, am intrat. Am făcut-o, am luat-o. E foarte bine. Ține interiorul. Mai mult interior. Ok. Asta este ultimul tur. Te-am mai scutit așa cu întrebările, că ai zis că ai nevoie de concentrare aici. Și am zis să zile ca să fii motociclist, să-ți dau un avantaj, știi? Că ăștia toți sunt mașiniști și tu, motociclist, să ai un avantaj față de ei, ușor. Asta a fost, pleacă spatele, nu e panică. Ține interiorul, gazul pe ea, pregătești dreapta, bravo, gaz. Gazul plan aici, plană, așa. Mă, uite cum vine praful, e gazul plană. Ok, este bine, rău. Frână, bravo, luăm și cana. Bravo, aici trecem de finish, da? Nu ne oprim la finish, da? Știi, da? Trecem. Bravo, băiete, om! Să știi că s-a terminat. S-a terminat cursa, ca să zic așa. Hai, mi-a luat un jalon, nu e panică? Timp. Nu mai conta? Timpul să ți zic? Eu nu pot să ți zic, dar ți-l arăt. Și cu 5 secunde de penalizare. Dar nu e rău deloc, să știi. Cum așa? Ai fi vrut? Ce ai vrut? Să fii în primul loc, ha? Normal. Intens. S-a părut. Scurt, dar intens. Intens. Da, așa le zic și eu fetelor. Nu mă bag. Da. A mers bine omul. Chiar foarte bine, nu pot să vă comunic eu timpul acum, o să-l aveți afișat pe ecran, probabil, pentru fiecare din invitați. Ei îl știu, o să și vadă cam pe unde se plasează în topul celor 10 invitați. Îți mulțumesc că ai mers cursiv, bine, că ai venit. Binișor. Băi, ce nemulțumit e băiatul ăsta, dar îți repet, vrei să câștigi tu, nu? Da, am venit. Păi da, mă, eu te cred, dar nu. Ai experiență, ai mers? Ai făcut antrenamente? Încă nu, asta e. Păi, cursa când e? Da, nu se... cursa e în weekend la MotoRC. Ne vedem acolo. Da, share, like și subscribe dacă vi s-a părut interesat. Urmăriți-l pe canal pentru că are multe povești mișto. Eu m-am uitat. Și la cu părinții, și la MotoRC, și la toate m-am uitat. Foarte tare, mi-au plăcut și cursele și... Și accidentele? Accidentele nu le-am văzut. Nu? Că le-am pe ale mele și nu... Să le vezi pe următorul. Da? Doamne ferește. Asta e. Share, like și subscribe, băieții mei. Și share, like și subscribe și la Motorbike. Mersi. Hai.